Cea mai mare parte a măsurilor din planul de acțiuni pentru implementarea nouă recomandări pentru începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost îndeplinită. Este concluzia celui de-al doilea raport prezentat de experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene Expert Group și ai Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Media generală pentru gradul de implementare a angajamentelor a fost de 4,24 de puncte din 5. Potrivit directorului executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, din 60 de acțiuni, partea celor 9 angajamente ale Republicii Moldova au fost realizate fără carențe 24. Alte 25 de acțiuni au fost implementate cu unele rezerve, 10 urmează să fie îndeplinite, iar una a fost realizată cu rezerve substanțiale. În comparație cu luna aprilie, constatăm o evoluție, practic, majoritatea din acțiunile planificate de către autorități în acel plan aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană în august anul trecut au fost realizate. Unele dintre ele cu unele deficiențe, cu unele carențe, sunt câteva măsuri care urmează să fie finalizate, dar aprecierea noastră generală este de un scor de 4,24 puncte din 5. Studiul mai arată că cel mai bun calificativ, adică 5 puncte, a fost oferit reformei gestionării finanțelor publice. Angajamentul ce ține de implementarea recomandărilor OSCE în domeniul reformei electorale a luat 4 puncte din 5. Reforma în domeniul drepturilor omului a primit 4,75 de puncte, iar cea de cooperare cu societatea civilă 4,6 puncte din 5. Domeniul combaterii criminalității organizate a fost evaluat cu 4,35 puncte. Majoritatea acțiunilor sunt implementate, iar două urmează să fie finalizate. Autoritățile urmează să întreprindă mai multe acțiuni pentru a avansa realizarea angajamentelor privind combaterea corupției și dezoligarhizării. Este probabil cel mai complex angajament asumat de către autoritățile Republicii Moldova, include cel puțin 10 subacțiuni față de primul raport. Constatăm o mică evoluție în partea ce ține de punctaj. Dacă în cadrul primului raport prezentat în martie, calificativul experților acordat pentru această dimensiune ține de 3,4 puncte din 5. În raportul precedent, unde au fost reflectate rezultatele evaluărilor inițiale pentru perioada 1 iulie 2022-31 martie 2023, media generală pentru gradul de implementare a celor 9 angajamente a fost de 3,8 din 5 puncte.